primul rând, acest soft îl putem aplica oricărui pacient care prezintă un nodul suspect pulmonar. De ce este mai bun softul sau să aplicăm acest soft de postprocesare? Pentru că permite o analiză mult mai fidelă a unui volum decât a unor dimensiuni. Pentru că un nodul niciodată nu o să crească în două dimensiuni pe care noi le apreciem inițial, ci are o creștere de volum. Și acest soft asta permite o analiză mult mai fidelă a ratei de creștere, de fapt, a unui nodul pe care noi îl suspicionăm inițial ca să fie o formațiune tumorală malignă. Există o categorie de pacienți pe care noi o numim pacienți la risc, adică pacienții peste 55 de ani, cu un istoric de fumat sau fumători activi, un istoric de fapt de peste 15 ani, deci vorbim de mari fumători. Acești pacienți au un risc crescut de a dezvolta în cursul vieții o formă de cancer broncopulmonar. Din păcate, la noi în țară nu există un program național de screening care să vizeze această categorie de risc. În schimb, el poate fi aplicat și am realizat acest lucru la pacienții pe care, sigur, noi am considerat pacienți de risc și am aplicat acest protocol de scanare cu doză redusă, care permite o examinare tomografică și peste acest soft de tip Low OCT am aplicat acest protocol de evaluare a unui nodul pe care noi l-am descoperit la investigația CT. Este o analiză mult mai precisă decât analiza bidimensională cu care eram în trecut obișnuit. Dacă pacientul a avut un anumit volum pulmonar la prima investigație, după mai bine de 12 luni, când l-am chemat să facem o reevaluare de tip Low OCT, softul permite și calculează, de fapt, cât la sută din volumul inițial a crescut sau s-a redus nodul inițial. În cazul de față avem o reducere de peste 70%, asta este un lucru care favorizează și indică, de fapt, un criteriu de benignitate pentru pacient.